În urmă cu 90 de ani, la praznicul înălțării Sfintei Cruci, a fost sfințită crucea eroilor de pe vârful Caraiman. Astăzi au fost binecuvântate lucrările de reabilitare a acestui monument. Slujba de binecuvântare, precum și cea de pomenire a eroilor neamului, au fost săvârșite de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Tot aici a avut loc și o ceremonie militară la care au participat ministrul apărării naționale Mihai Fifor, majestatea sa Margareta, custodele coroanei României, reprezentanța ai autorităților centrale și locale, precum și numeroși tineri. Aceștia au depus la final coroane de flori. Astăzi, pe muntele Caraiman, la crucea eroilor neamului din războiul de reîntregire din anii 1916-1918, a avut loc ceremonia de începere a lucrărilor de restaurare, consolidare și conservare acestui monument care a împlinit 90 de ani. Biserica a binecuvântat începutul acestor lucrări prevăzute a se încheia peste 3 ani. Surprinzătoare a fost în aceste două zile de sărbătoare cinstirea deosebită a Sfintei Cruci, a monumentului de pe Caraiman în particular, dar a crucii ca simbol al rezistenței, eroismului, jertfei, răstignirilor multiple și învierilor multiple ale poporului român. În tradiția românilor este cunoscut acest lucru, că semnul Sfintei Cruci însoțește orice gest important, nu numai momentele importante ale vieții omului, ci evenimentele zilnice, cotidiene. Lucrul acesta vine în mod sigur dintr-o experiență a oamenilor care au constatat de-a lungul celor două milenii de creștinism românesc că orice moment binecuvântat de Sfânta Cruce este un moment care aduce bucurie, aduce progres, aduce multă nădejde. Este o zi impresionantă și o zi extrem de importantă pentru fiecare român în parte, nu doar pentru Armata României. Armata României, dacă doriți, în zilele acestea arată că își face datoria ca de fiecare dată printr-un proiect amplu de consolidare și restaurare a acestui monument. Este, dacă vreți, modul în care Armata României înțelege să își arate respectul față de eroii acestui neam, pentru că dacă în urmă cu 90 de ani această cruce era înălțată în memoria eroilor căzuți, în eroilor prahoveni căzuți în primul război mondial, cred că de atunci simbolistica a devenit una tot mai amplă. Cred că aici ne putem reculege și ne putem gândi la toți cei care au căzut sub drapel de-a lungul vremurilor, slujindu-și patria, fie că s-a întâmplat lucrul acesta în primul război mondial, fie că s-a întâmplat în cel de-al doilea război mondial. Este o zi pe care fiecare român ar trebui să o aibă în suflet. Este anul centenar, am încercat să cinstim așa cum se cuvine memoria celor căzuți. În primul rând, pentru batalionul meu asta înseamnă o mare onoare de a fi noi cei care am reprezentat Armata Română, de a fi noi cei care am avut detașamentul de gardă și de a fi noi cei care astăzi la 2291 de metri lângă crucea eroilor neamului am prezentat onorul. Din cele mai vechi timpuri, biserica a fost lângă armată. Vreau să aduc aminte faptul că întotdeauna acești preoți cu crucea în frunte au fost cei care au mers înaintea oștirii. Imnul nostru în a patra strofă evidențiază asta. Așa că legătura și comuniunea între biserică și armată este cel mai bine relevată acum prin acest simbol al pământului legat de cer, crucea eroilor neamului. Crucea de pe vârful Caraiman a fost ridicată între anii 1926 și 1928, la 10 ani după încheierea primului război mondial.